Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint o aplică de bucătărie și cam așa o să apară, cam așa ar trebui să fie în pachet. 2 ani garanție, prețul a fost de 150 de lei, parcă. Și haideți să desfacem pachetul. Eu am să o montez la bucătărie și am să vă arăt și cum arată și cum o montez. Destul de mare. Avem aici telecomanda și certificatul de garanție. Telecomanda cu două baterii. Avem asta, de prindem de tavan. Aici avem aplica. Aici avem șurubele. Și haideți să vă explic cum o prindem. Dacă vedeți voi aici, are aceste țevi. Vedeți? Pe unde se bagă firele și dacă vedeți voi, la fiecare capăt are cât un filet. Filetul vine băgat în aceste găuri de aici, vedeți aici am o gaură, se înfiletează, după care cealaltă parte se bagă în găurile astea de aici, la fel se înfiletează cu aceste piulițe, imediat vă arăt, cu aceste piulițe. Și ea o să vină undeva în genul acesta, prinsă de perete. Acum am să trec la ansamblare, n-am să mai filmez ca să pierd timpul, am să vă arăt la final cum arată. Gata, oameni buni, cam așa arată lustra noastră pentru bucătărie, cam așa bine montată, eu zic că arată bine. Și acum urmează să dăm cele două găuri, să montăm suportul pe perete. Gata, oameni buni, am montat suportul. Am montat și cei doi papuși de legătură și acum urmează să punem aplica. Gata, oameni buni, am montat și aplica la bucătărie. Cam așa arată. Este și cam așa vine și haideți să vedem dacă funcționează. Funcționează și cam așa se vede. Are mai multe trepte de lumină. Lumină caldă, lumină rece, lumină de veche și lumină puternică. Oameni buni, cam așa arată. Nu este greu de montat, arată super bine, face lumină foarte, foarte puternică. Eu zic că merită banii. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee dacă cumpărați această lustră. Nu este greu de montat, este foarte ușor și cam așa arată. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.